Astăzi este ziua Mării Negre, iar situația din larg este mai tensionată ca niciodată. Rusia acuză Ucraina că i-a atacat flota de lângă Sevastopol cu 16 drone și anunță că se retrage din acordul privind exportul de cereale. Cum va evolua situația în zilele care urmează? Discut acum cu Tiberiu Frățilă, contraamiral de flotilă în rezervă. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Cât de tare ar trebui să ne îngrijoreze, iată, aceste reacții pe care le vedem, care implică Marea Neagră, retragerea Rusiei din acordul de cereale, faptul că ce înseamnă asta concret, de fapt, în ceea ce privește siguranța și transportul pe Marea Neagră? Da, pentru că ați amintit de Ziua Internațională a Mării Negre, foarte pe scurt vreau să spun că este o inițiativă semnată în 1996 de toate cele șase state riverane Mării Negre, privind probleme de mediu, protecția ecosistemului din Marea Neagră și măsuri de reducere a poluării. Având în vedere că și conflictul, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, inevitabil Marea Neagră este afectată atât asupra ecosistemului de către explozii, de către rachete, de către armamentul folosit în nordul Mării Negre, cât și de poluarea existentă de zeci de ani. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Rusia continuă să se comporte ca un stat terorist, pentru că chiar în această dimineață a atacat cu rachete Kievul și alte zone civile, infrastructura civilă și economică și energetică, producând numeroase pagube. Rusia este un stat laș, rușii se comportă exact ca teroriștii, ei nu pot lupta bărbătește față în față cu militarii ucrainieni și de aceea folosesc loviturile de la distanță. Faptul că ei s-au retras din acordul semnat în vară la Istanbul privind exportul de cereale din Ucraina către sudul Europei și către Asia și Africa este doar un pretext invocat datorită sau din cauza atacului cu drone care a avut loc sâmbătă dimineață în Sevastopol. Adică ei au voie să atace infrastructura civilă, infrastructura militară, centrale electrice, hidroelectrice pe tot teritoriul Ucrainei, să sufere milioane de oameni, iar dacă li se produce o pagubă pe infrastructura militară, repet, infrastructura militară, atunci întorc spatele și spun că nu este corect. Au avut tupeul să invoce inclusiv Consiliul de Securitate să investigheze atacul cu drone. Nu se știe de cine pus la cale în portul Sevastopol. Deci, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, precum și Statele Unite, trebuie să facă mai mult, să iasă din această lentoare prin sancțiuni mai aspre împotriva Rusiei. De asemenea, trebuie să continue exportul de cereale în ciuda retragerii Rusiei din acordul de la Istanbul. Nu cred că Rusia își va permite să scufunde sau să atace o navă civilă care transportă cereale în Marea Neagră. Ceea ce spunea președintele României cu vreo 10 ani, spunea un președinte că Marea Neagră tinde să devină un lac rusesc, iată că Rusia își extinde influența pe toată Marea Neagră și provoacă, să zic așa, dezordine și nu permite navelor comerciale să circule liber. Adică un fel de Marea Azov pe care a înconjurat-o anexând ilegal teritorii din Ucraina. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Frățilă, pentru informații și pentru analiza oferită. Vom urmări de aproape. La revedere, vă mulțumesc!